vremea pare că ne pedepsește și nu e doar o metaforă, ci la propriu. Asta pentru că dacă acum pot spune că vremea e bună, chiar a ieșit un pic de soare, acum câteva ore era o furtună incredibilă, nu știm ce se va întâmpla peste o oră. Vorbesc despre regiunea în care mă aflu eu, Friuli, Veneția, Giulia, și sunt mai multe regiuni care sunt în această situație, mai ales regiunile din nord-estul Italiei. Și vorbim despre două tablouri climatice, să spunem. În nord-estul Italiei, ziua sunt cam 35 de grade, o medie, spun, de temperatură, deci destul de cald, după care spre seară sau chiar noaptea vin furtunile violente. Vă spun că ceea ce mi s-a întâmplat chiar zilele trecute, ați văzut imagine din zona Veneto în care efectiv pădurile au fost puse la pământ, turiștii au fugit din calea furiei naturii și dacă totul s-a întâmplat, să spunem, la o oră de unde mă aflu eu, chiar și aici, vă spun că dacă bordul mașinii mi-a arătat 35 de grade în doar câteva minute și nu exagerez, erau 20 de grade. Ploua infernal, era un tablou înspăimântător. S-a întâmplat ca acea furtună de acum două zile să facă numai puțin de 110 răniți. Și, din păcate, e un tablou pe care îl avem cam de două săptămâni și se pare că va continua și în următoarea perioadă. Dacă vorbim de sudul Italiei, aici lucrurile sunt fierbinți, să spunem, pentru că temperaturile depășesc 40 de grade, au atins, la Roma s-au atins 40 de grade, iar în Sardinia deja 46 și nu este exclus ca în acest an să se bată recordul din 2021, atunci când au fost 48,8 grade Celsius. Deja sunt și victime. În regiunea Veneto, un brutar a murit la locul de muncă. S-a mai întâmplat cu o persoană care lucra pentru asfaltare și s-a făcut rău și a murit. Și chiar aseară, în Sardinia, în jurul orei 22, deci era destul de târziu, ziua fusese 45 de grade, și o familie a ieșit în parc. Mama a alăptat copilașul de doar două luni, în momentul în care i s-a făcut rău copilului și efectiv și-a pierdut cunoștința și a murit. Se va face autopsia, dar medicii spun că este posibil să fi fost din cauza căldurii. Așadar, deja căldura face victime și chiar și fenomenele extreme cu care se confruntă Italia. Alberta, dar din cauza vremii, acest tip de vreme a extremelor, în care avem caniculă, în care avem furtuni, în care avem ploi foarte puternice, sunt afectate, nu știu, transporturile? Ce trebuie să știe cei care vin în vizită în Italia, că ar putea să li se întâmple, în afară de faptul că e cald și trebuie să nu pot să stea atât de mult afară, să se plimbe, să viziteze, sau că ar putea să, sunt afectate transporturile? Evident, într-adevăr, turiștii care vin în număr mare, evident, în Italia, trebuie să vadă, să fie pregătiți nu doar din punct de vedere termic cu tot ceea ce înseamnă haine, pelerine, ci să se uite foarte atent și la zboruri, asta pentru că există evident și greve, așa cum am văzut în alte zile la jurnalele TV Info, și există și incendii din cauza căldurii, cum s-a întâmplat la aeroportul din Catania, încă se mai lucrează, foarte multe zboruri au fost redirecționate către și sunt operate acum de pe aeroportul din Palermo, așadar există un disconfort și din acest punct de vedere. Turiștii trebuie să fie foarte atenți. Trenurile deocamdată nu par să fie afectate, dar evident dacă vor exista, așa cum s-a întâmplat în Emilia-Romagna, inundații sau alte fenomene extreme, nu se știe niciodată când turiștii pot fi efectiv blocați, fie pe aeroport, fie într-o gară, fie, din păcate, chiar în câmp, în tren. Și autoritățile ce sfaturi au pentru turiști, pentru localnici care ar putea să fie afectați de fenomenele meteorologice? Autoritățile încearcă să ia măsuri pe termen scurt, pentru că e tot ce pot face în acest moment. Evident, oamenii sunt sfătuiți să nu lasă din case și să caute, așa cum am văzut la Roma, merg cu sticlele de apă la ei și caută cea mai apropiată sursă de apă. În același timp, foarte mulți oameni văd că nu-și mai parchează mașinile în parcările acelea expuse naturii și soarelui, ci în parcările subterane. Foarte mulți italieni încep să
să-și revizuiască, să spunem, asigurarea la casă, pentru că este clar că de acum vorbim despre un fenomen care se va repeta și așadar se încearcă protejarea populației pe cât se poate, dar se face și un plan pe termen lung în Italia pentru ca în viitor să nu se mai petreacă tragedii cum am văzut în Emilia-Romagna și eventual cursurile de apă să fie dirijate controlat pentru a nu inunda măcar zonele populate, iar oamenii să fie cât mai protejați. Evident că ar trebui cel puțin din cauza căldurii să ieși atunci când ieșim să stăm într-o zonă cu verdeață. În același timp, dacă vine o furtună, există riscul să fie rupți copacii. Așadar, destul de greu de estimat ce putem face și într-un timp scurt pentru a ne salva viața la un moment dat până la urmă. Și vedem că nu doar în Italia este foarte cald, și în Grecia sunt coduri de caniculă și în România sunt coduri de caniculă, dar dacă e să compari cu temperaturile din anii anteriori, temperatura din anul acesta în Italia este mai mare? Anul trecut a fost secetă și a fost pe timp mai lung căldura, s-a resimțit, însă în acest an a venit valul acesta foarte puternic, în doar câteva zile o căldură insuportabilă și anul trecut nu am avut aceste fenomene extreme la acest nivel. Vă spun, am trăit vreo 2-3 momente în care au fost furtuni pe care eu personal până la această vârstă nu le-am mai văzut nici în România, nici într-o altă țară. Așadar, este clar că, așa cum spuneam la început, natura pare că se dezlănțuie și ne pedepsește, dacă am putea spune. Cert este că trebuie luate măsuri măcar de a proteja populația și a reuși să combatem cât de cât aceste fenomene care sunt destul de greu de oprit, că natura e natură. Alberta, și mai am o ultimă întrebare. Având în vedere că e atât de cald deja vara și Italia este o destinație favorită pentru noi românii, poate ar trebui oamenii să își planifice vacanțele în alte perioade ca să nu prindă caniculă și să se poată bucura practic de toate zilele pe care le petrec în Italia, să nu fie nevoit să stea în mijlocul zilei în casă pentru că nu pot vizita nimic. Ar fi poate mai bine să mergem și în alte perioade, mai în toamnă, mai în primăvară. Da, evident că primăvara și toamna poate sunt perioadele preferate, poate și ca prețuri, dacă e să ne referim, evident, și la hoteluri, însă, cel puțin primăvara și toamna sunt posibile și ploile care ne dau bătăi de cap. Este bine de văzut, evident că Roma este una dintre atracțiile preferate de turiști, însă Roma este un oraș în care nu prea ai unde să te adăpostești, este mult asfalt, se încinge și dacă sunt 40 de grade, temperatura resimțită este de cel puțin 45, așadar este destul de greu. Să încercăm, mai ales dacă avem copii, familie și bunici și vrem să plecăm în vacanță cu ei, să găsim o soluție, să găsim o perioadă bună și o zonă în care cât de cât ar putea să ne tihnească, să spunem, vacanța. Dar să știți că dacă vă gândiți și la schi, din păcate, previziunile pentru viitor, evident vorbim despre anii 2050, să spunem, este că în anumite zone, de fapt în mare parte din zonele de schi din Italia, practic zăpada naturală va dispărea și vor fi puține pârtii de schi în care lumea va putea să vină puține pârtii naturale. Așadar, e un fenomen în continuă dezvoltare, din păcate. Așadar, turiștii trebuie să fie foarte atenți și să știți că nici prognozele nu sunt foarte exacte. Ne uităm pe telefon, arată că vine furtuna, de fapt nu vine, și când arată soare, vine furtuna. Așadar, e totul imprevizibil, din păcate.